Deci, de ce are nevoie statul de intelectuale și de ce intelectuali au nevoie de stat? Păi că de-a lungul timpului au existat niște cuceritori care ori erau barbari, ori erau o aristocrație divină. Aveau o justificare de multe ori, vezi, Doamne, picată din cer. Păi nu, asta e de ce are nevoie Istoric statul de vorbesc. ei. Da, Adică stai. ei îți explică, uite, e Exact. divin, L-am luat-o din urmă. da. Istoric, ce s-a întâmplat? Tot timpul cineva a stăpânit mulți oameni prin forță. Și ori avea pretenția că este în legătură cu divinitatea, și atunci își lua Nu? biserica pe Pentru că rândul avea lui. nevoie de acceptul Da. populației. Pentru că el mergea mai ușor decât să-i țină doar cu forța. Și venind mai aproape, până de curând am avut oameni care pretindeau că sunt în legătură cu divinitatea, într-un fel sau altul, că sunt descendenții cuiva special și atunci Cum au un se numea ascendent. candidatul la Fortuna? Sau cum? Ăla care... Candidat? Lorin Fortuna. Da, așa, ăla. Cum? Lorin. Lorin. Nu Nu? Florin, Lorin. Așa. Mă rog, Era celălalt ce făcea. sufletit de Dumnezeu, era, nu? Comunica. El Mă rog. comunica cu mai multe Nu, vreau să zic că entități. și după anii 90, deci. Și acum, pentru că statul s-a mai separat de biserică, tot are nevoie de o susținere. Și și-a luat o mână de intelectuali, O liotă, să o zic. liotă, da? Dacă care, o liotă e mult decât care o... aduc justificări. Aduc justificări statului, spun povești mai frumoase, mai puțin frumoase. Și care, de ce fac intelectualii chestia asta? Ce fel de intelectuali sunt ei? De obicei, pentru că primesc bani de la stat. Pentru că viața de intelectual nu este cea mai ușoară, n-ai o cerere pe piață stabilă. Făcând în partea statului, e o cerere stabilă. De povești care să-l susțină. Și nu doar bani, ci și prestigiu, zicea la Da. dată. Da. Bani și prestigiu.